Eric, revii la echipa națională după mai bine de un an. Ce înseamnă pentru tine această convocare? Orice convocare înseamnă o mândrie, plăcere. Faptul că vin la echipa națională este tot timpul. Încă o dată mă repet, o plăcere foarte mare, sunt mândru de acest lucru și sper să fie ok pe viitor. Tu cum ai trăit partidele de la campionatul european? Ca un suporter nebun, să zic. Eram acasă împreună cu familia, chiar și pe băiatul meu mic l-am îmbrăcat în echipament și în fața televizorului, într-adevăr, destul de nebun așa. Am dorit foarte mult calificarea, asta a fost. Este un nou început acum și trebuie să mergem tot timpul spre viitor, nu să ne gândim în trecut. Ce le transmiți suporterilor care au fost dezamăgiți după Euro și care așteaptă o nouă calificare la campionatul mondial după o perioadă îndelungată? Eu pot să le transmit decât să fie alături de echipa națională, pentru că orice jucător are nevoie de suporte, să vină să ne încurajeze, pentru că începem o nouă campanie și avem nevoie de ei. Joci în Rusia. Cum merg pregătirile pentru campionatul mondial acolo? Într-adevăr, este puțin haos acolo, deci se investesc foarte mulți bani în infrastructură, în stadioane, în tot ce înseamnă fotbal. Eu cred că, într-adevăr, și bugetele echipelor au crescut foarte mult. Știu că țin se că acum și-a terminat stadionul, în 10 septembrie inaugurează, deci, într-adevăr, o să fie un turneu plăcut acolo. Aveai 10 ani la ultima participare a României la un mondial. Ai văzut meciurile de atunci? Am văzut unele meciuri. Noi ne dorim să fim acolo în 2018, asta este țelul nostru. Cum ai spus, ne gândim pentru viitor, nu? În trecut. Tu ce făceai în 1998? Ce amintire ai din acel an? În 1998? Nu știu exact ce făceam. Probabil eram un puștan care se juca în curtea școlii toată ziua cu mingea și cu prietenii. Eram suporte, bineînțeles. Mergeam, adunam cartonașe cu fotbaliștii, luam snacks-uri și dai drumul la fotbal. Avem o grupă cu Polonia, Muntenegru, Armenia, Kazahstan și Danemarca, echipă în fața căreia tu chiar ai debutat. Da. La echipa națională. Care crezi că este cel mai puternic adversar din grupă? Eu nu vreau să clasific sau să zic că neapărat o echipă este puternică. Acum, eu cred totuși că Polonia, Danemarca sunt echipe cu jucători cu nume mai mare. Jucători care sunt echipe puternice în Europa. Dar orice echipă, am văzut la campionatul european și Islanda a bătut Anglia, au fost echipe mici care au practicat un fotbal frumos. Ține și de determinare, de ambiția fiecărei echipe. Deci, turuga mică poate să răsoane carul mare. Orice e posibil, în fotbal orice e posibil. Vom juca pe Cluj Arena, stadion care la amicalul din martie cu Spania a fost plin. Cât de mult va conta sprijinul fanilor într-un debut? Eu sper să vină și acum, să vină pentru echipa națională a României, să nu fi fost doar pentru Spania acolo, dar normal, ne dorim să fie cât mai multă lume la acest meci. Ne dorim să vină să ne susțină și împreună să obținem cele 3 puncte. Când ai pictat ultima oară și știai că și selecționerul are același hobby? chiar nu știam, am pictat în vacanță, dacă nu mă înșel. Da, în vacanță. Când am timp liber, sau când sunt puțin supărat sau nervos, mă mai distind așa puțin cu o mâzgăleală, dar mă bucur că dânsul are acest obiect. Probabil este pasionat și este un lucru, pentru mine, este ceva frumos. Copil fiind, ce idol ai avut? Copil fiind, am avut idol Zidane, Del Piero, Totti, așa 3. Pentru mine au contat foarte, dar Ronaldinho și Ronaldo brazilian au fost fabuloși, dar eu tot timpul am fost cu Totti, Francesco Totti. Dacă nu ai fi fost fotbalist, ce crezi că ai fi făcut acum la 28 de ani? Păi probabil făceam facultatea de, nu știu, de arte, ceva în genul acesta și pictam, nu știu, eram pe undeva prin Franța, undeva pe acolo și pictam, nu știu. Portrete, ce știu, chiar nu știu, dar probabil eram un gen artist, așa, pe treaba asta cu pictura.